un program pentru municipiu structurat pe principalele solicitări exprimate de giurgiuveni, dar și primirea unor noi membri. Sunt câteva dintre noutățile pe care conducerea municipală a PNL Giurgiu le-a anunțat în conferința de presă de astăzi. Aș vrea să punctez faptul că principalul scop al acestui sondaj de opinie, al acestei cercetări sociologice, a fost, așa cum am declarat în urmă cu două, poate chiar trei luni de zile, departajarea celor care și-au anunțat intenția în cadrul partidului de a fi posibil candidați la primăria municipiului Giurgiu. Mai clar, principalul scop a fost departajarea celor doi competitori. După cum cu siguranță v-ați dat seama, acest principal scop al sondajului a fost atins 100%. Astăzi știm cine este candidatul nostru pentru funcția de primar. Și mă refer aici la domnul deputat Florian Nicolae. Este adevărat că cercetarea respectivă a fost mai amplă. Echipele noastre de specialiști din cadrul comisiilor care funcționează în cadrul partidului nostru lucrează la un program cu care candidatul și partidul nostru se vor prezenta în alegeri, pornind de la dorințele giurgiuvenilor. Pentru că, așa cum probabil o să vă spună și colegul meu, domnul deputat Nicolae, avem de gând să facem o campanie altfel decât a fost până acum. Deci asta în legătură cu, așa cum l-am numit, cel mai comentat eveniment al ultimelor săptămâni de pe piața giurgiuveană, care a fost sondajul nostru. Recunosc că am conchetat cu PNL-ul inițial în 93, chiar am plecat de la liceul Cartojan împreună cu regretatul Traian Popa să ne înscriem în PNL, eu m-am oprit pe traseu, dar astăzi am decis să intru în PNL, drept și în condițiile în care PNFCD practic nu mai există. Simpatia mea pentru PNL a fost constantă de-a lungul acestor ani, se știe și acest lucru. Am ales acest moment să intru în PNL, ținând cont de, eu știu, de mai multe condiții, nu pe care eu le găsesc a fi fericite. În primul rând, am o mare încredere în calitățile manageriale ale domnului Nicolae Florian și ale domnului Dumitru Beanu, oameni pe care recunosc că îi simpatizez de multă vreme, dar ceea ce este, zic eu, și mai important, am mare încredere în calitățile lor morale. Îi apreciez foarte mult pentru acest lucru și sunt convins că va fi un câștig pentru Giurgiu și pentru județul Giurgiu alegerea acestor doi domni în funcțiile pe care dânsii și le doresc și ar fi o mare pierdere dacă nu s-ar întâmpla acest lucru. Eu intru în PNL începând de astăzi și probabil că nu numai eu. Noi la PNSCD am rămas puțin, dar vă asigur că sunt oameni de calitate cu toții. E vorba de Florentin Breazu, muzeograful, David Alexandru, un inginer, mă rog, mai mult sunt, dar cu toții sunt oameni care au simțul comunității, care pot pune în orice moment mai presus interesele comunității față de interesele personale. Intru în PNL fără să aștept nimic, nu doresc absolut nicio funcție, doar doresc să contribui să ajut pe domnul Nicolae Florian, pe domnul Dumitru Beanu să acceadă acolo unde cred eu că merită să ajungă. Rezultatul sondajului efectuat în municipiul Giurgiu, prin care mă desemnează în calitatea de candidat pentru competiția de ocupare a postului de primar la alegerile locale din anul viitor, mă onorează, dar mă și obligă. Sunt convins că ceea ce rezultatele din sondaj reflectă opțiunile giurgiuvenilor în aceste momente. Până la alegerile locale, sigur, mai este destul de mult timp și trebuie să ne pregătim platformele program
pentru o bună administrare a municipiului Giurgiu să le pregătim și să le prezentăm electoratului, pentru că Giurgiu are nevoie de soluții. Tot ceea ce își doresc giurgiuvenii vom cuprinde în platforma program a noastră, a Partidul Național Liberal, cu care ne prezentăm în alegerile locale. În acest moment, Partidul Național Liberal identifică soluții în discuții purtate și cu cetățenii și dialogul cu cetățenii din municipiul Giurgiu, prin membrii de partid pe care îi avem, repartizați în toate zonele orașului. Încercăm să fim alături de proiectele pe care municipalitatea le prezintă și le aprobă, acelea care reprezintă interesele cetățenilor și pentru dezvoltarea urbei. Sigur, desigur, avem și puncte de vedere diferite în ceea ce privește prioritizarea investițiilor, dar cu ajutorul consilierilor noștri locali și prin luările de poziție ale noastre, ale Partidului Național Liberal, sigur, ne vom expune și noi opțiunile și prioritățile pe care le considerăm esențiale și imediate. Am ajuns deja la o limită de sărăcie atât de mare încât ne trebuiesc proiecte pentru ieșirea comunității din impasul ăsta. O mai bună administrare a orașului, dar în special crearea de noi locuri de muncă, sunt două dintre principalele obiective enunțate de liberali. Foarte mulți giurgiuveni nu-și mai găsesc locuri de muncă, locurile de muncă fiind o mare prioritate pentru cetățenii din Giurgiu. Aici primăria trebuie să găsească, să identifice oportunități de atragere a mediului de afaceri și de dezvoltarea mediului de afaceri autohton, nu preferențial, ci general, bazat pe transparență și competență. De asemenea, prin crearea de noi oportunități pentru mediul de afaceri, cu ajutorul primăriei, sigur se pot atrage investiții și investitori serioși, atât din țară, cât și din Uniunea Europeană, cât și din afara spațiului Uniunii Europene. Depinde ce le oferim, depinde ce lobby facem pentru municipiul și județul nostru, pentru că până acum am demonstrat, nu eu, ci noi oamenii politici, am demonstrat că ne pricepem bine la cheltuirea banului public. Trebuie să creăm și oportunități pentru crearea de noi locuri de muncă în municipiul și județul Giurgiu.